a fost permisă activitatea pentru perioada sărbătorilor de iarnă. În 25 ianuarie, din proprie inițiativă, deci de la inițiativa mea personală, pe baza plângerilor care au fost cu privire la securitatea persoanelor care veneau acolo, dar și pentru că au trecut sărbătorile de iarnă. În mod evident am cerut ca activitatea lor să fie oprită. Mai departe au activat neautorizat. Dreptul de a pedepsi pe cineva pentru faptul că activează neautorizat, primăria nu l-are. Procese verbale în Republica Moldova întocmesc instituțiile care sunt subordonate ministerilor și așa mai departe. Noi am informat mai departe pe toată lumea și i-am cerut să renunțe. Dumnealui a motivat fel de fel de lucruri, deși a fost înștiințat, după cum au spus colegii, chiar și în cadrul ședinței. În paralel o să ne adresăm acum Procuraturii și Ministerului de Interne pentru a fi tras la răspundere pentru vădămarea corporală a două tineri plus a altor persoane, dacă s-a mai întâmplat, pe lângă aceasta pentru o activitate neautorizată. Dacă vom ajunge la o pedeapsă în acest sens.